Salutare tuturor, eu sunt Armageddon și vă urez bun venit pentru un nou videoclip din seria Zero to Hero. Ce facem astăzi? Continuăm cu bunkerul, bănuiesc. Numai un pic, ia să vedem. Deci putem să facem ceva melee? Mă, uitați-vă câte chestii am deblocat. Super, 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 super. Super tare, am deblocat o grămadă de chestii. Hai să vedem cât ne costă un cleaver. Mă, cred că am și metal și piele și scândură, dar rânguța, frate, cât mă costă rânguța? Unde e ranga? Ranga. Neapărat trebuie să facem ceva melee, că altfel nu se poate. Mergem doar pe arme și asta nu-i bine. Bun, cât mă costă o rangă? 7 metal, 3 piele. Avem piele aici, o luăm pe toată. Avem aici niște metal, pam pam, mai mult metal. Și ne facem niște rânguțe, pentru că altfel nu va funcționa. Vom consuma prea multe resurse. De fapt, arme, nu resurse. Dar armele sunt importante, deci facem rânguțe. Sunt cele mai ieftine, metalul se face, punem asta aici așa și suntem pregătiți pentru un nou etaj din bunker, etajul 3. De data asta, la bunker alfa, pe etajul 3 vom folosi un calaș pe care l-am găsit, cred că în cupoanele roșii, deci o să-l folosim pe acela să dăm niște bum-bum. Am ajuns cu bine, se pare că n-am fost atacați. Bun, ce avem noi nevoie? După cum vedeți, avem ceva cupoane și avem ceva cupoane frumoase aici, 13 roșii și 18 galbeni. Asta înseamnă că astăzi vom deschide o nouă cutiuță din cupoanele galbene. Avem nevoie de 25, cred că o să facem rost de ele. Bun, niște apă, avem apă aici, punem morcovei pe aici. Armurică, probabil că o să luăm armura care este pe noi, plus n-ar strica să mai băgăm niște arme. Cred că aruncăm asta. Hai să băgăm morcovi în primul rând. Un saw blade mi-ar plăcea. Hai să-l punem și pe ăsta aici așa. Cred că avem prea multe rângi avem acum momentan. Hai să aruncăm din rânguțele acestea. Avem prea multe. Și să luăm calașul acesta care are grenade launcher. De fapt, cum spune acolo, mă? Grenade thrower. Ok, mă, tot aia. Aruncăm cu grenade. Iar pe lângă calaș ar trebui să mai luăm ce? Un glock? Dar nu ne interesează, nu? Nu ne interesează. Doar mâncare. Hai să luăm mâncare. Bun, mâncărică, mai o luăm pe acolo și să luăm și niște cupoane. Cupoane, bandaje. Luăm și niște bandaje și mai multă mâncare. Apa avem, deci cam suntem bine. Băgăm un saw blade frumos aici în buzunărel, o rânguță și cred că suntem bine, bine de tot. Totuși, pentru orice eventualitate, haideți să luăm încă o armurică, pentru că probabil că aia nu o să ne ajungă. Și aș mai vrea ceva. Cred că aș lua și un Glock cu mine. Da, cred că o să iau și un Glock în loc de... în loc de ce, frățioare? Niște mâncare? Niște mâncare, cât luăm așa. Ba, perfect. Acum suntem gata, deci mergem în bunker, etajul 3. Am ajuns unde trebuie. Avem cutiuța de data trecută. Dacă n-ai văzut ce este în cutiuță, urmărește episodul trecut din seria Zero to Hero. Astăzi vom deschide probabil cutiuța aceasta din 25 de cupoane galbene. Dar până una alta, etajul 3, păzia că venim! No, hai să vedem cum ne descurcăm noi la etajul 3. Primul lucru, pentru că v-am spus, avem aici un Kalashnikov cu grenade launcher. Trebuie să facem curățenie pentru grenade launcher. Și anume, curățăm tot ce este, ne stă în cale, mai puțin frenzy. Bănuiesc că aș putea să fac aici o mică bătaie. Hai să facem așa. N-a făcut bine, nu? Nu. Luăm rânguța. Și mergem pe rangă și spamăm cu morcov. Da, hai, let's go. Putem să facem și altfel? Da, categorii putem să facem și altfel, dar nu vrem. Vreau să vă arăt că se poate. Pur și simplu să te bați cu zombie, spamezi niște morcovi și asta e, se lovi. Faci curățenie. Da, se poate și așa. Dar bineînțeles că nu o să facem numai așa, pentru că ne stricăm armura, rămânem fără mâncare și așa mai departe. Dar am vrut doar să vă arăt că se poate. Da, bun, niște morcovei, băgăm acolo, băgăm saw blade, mișcă-te invers, gata, s-a mutat. Și acum, este foarte important să ai un saw blade sau un baros ca să elimin prin sneaky peeky. Bun, pam, perfect. Avem aici încă un toxic abomination și dăm o criticală, după care fugim rapid după un guard. Ia uitați-vă, pam. Așteptăm să vină băiatul și începe distracția. Vedeți, simplu ca bună ziua. V-am mai spus și vă repet, World Trick-ul vă va îmbogăți, vă va face foarte bogați în Last of Earth, ultima zi pe pământ. Hai să vedem acum cum facem aici. Deschidem aici, facem o mică manevră ca asta, îi adunăm pe toți pe colț
Și acum doar trebuie să încercăm să ne sincronizăm, să-i batem cum trebuie. Sunteți gata? Am început. Bam. Se pare că prima sincronizare n-a mers prea bine, nici a doua. Măcar să ne luăm pumn de la Frenzy Giant. Sau Toxic, de fapt e Toxic acolo. De fapt e Toxic acolo, mă, brodere. Așa, ne-are. Ne desulcăm foarte bine până acum. Cred că o să-i aranjez puțin tele un pic mai bine. Facem așa o mică manevră. Și acum cred că sunt aranjați toți grămadă. Da, trebuia să fac de la început asta. Dar se pare că n-am făcut-o. Nu știu de ce, dar se pare că am făcut-o acum. Așa că se pare că repetăm prea mult cuvântul se pare că. Continuăm. Pam, next. Și s-a dus băiatul nostru. Unde ești, mă? Aha. I-am văzut până prin perete. Ești acolo, mă? Da. Uite, mă, că e acolo, bă, băiatul, mă. E acolo el, mă. Așa, încă una. Perfect. Bun, putem să luăm ceva de aici? Nu putem. Lăsăm la final să facem curățenie. Aici este un zombie, un Frenzy Giant. Pe ăsta îl lăsăm acolo deocamdată. N-avem treabă cu el. Dăm un morcovel. Punem un soblet în slot. Și aici dăm o mică criticală la băiatul ăsta care stă și ne așteaptă pe noi. Ia uitați-o. Pam. După care rânguța răspunde mai departe. Putem să facem wall trick și cu acest toxic? Da, putem, dar nu facem. Bun, next. Cred că facem așa, punem morcovei. Hai că începem să învățăm. Și aici cred că o să facem aceeași chestie. Sau să facem un wall trick. Hai să încercăm un wall trick. Cât de bine o să meargă. Nu știu cât de bine merge. Hai că merge. Totuși e mai bine să-ți iei damage de la 1 decât de la 3, nu? Zic și eu, că totuși până la urmă e mai bine decât așa. Cu 3 să-ți iei damage. Hai mă, cum se mișcă ăsta, mă? Așa, nu prindem... Aha, am prins. Am prins ritmul, trebuie să prinzi ritmul, e ca un dans aici. Dansăm cu zombie. Bine, execut acesta. Și ultimul. Perfect, perfect. Totul ține de așezare. Perfect, bun. Am scăpat și de asta. Bun, mai departe. Ne continuăm drumul pentru a face curat în etajul 3. Oricine poate să facă asta foarte ușor. Vă mai zis, vă repet, nu este greu. Și dacă folosiți ca și tutorial acest videoclip, o să poți să faci foarte, foarte lejer buncă etajul 3, etajul 2. Nu uita de un like, de un subscribe, reclamă. Ok, bam, continuăm. Sneaky peeky. Folosiți mult soul blade-ul, că e important. Și dăm bătaie. Toxic, la revedere. Au Fiederzin. Da, știm și germană. Nu prea știm. Ne băgăm în seamă. Deschidem ușița. Sneaky peeky. Și aici iarăși facem un mic de wall trick. E important. Să băgăm și niște morcovei ca să ne asigurăm că totul e în regulă. Așa. Niște morcovei. Perfect. Nu-mi place cum stau ăștia aici și dau pe rând. Trebuie să-i aliniem ca amândoi să lovească în același timp. Cum facem asta? Simplu. Încercăm să ne mișcăm încoace. Ups! Și cam asta a fost. Vedeți? Simplu. Easy. Easy pentru toată lumea. Probabil că se duce prima rânguță. S-a dus prima rânguță. Nici nu știu cu ocazia asta aflăm și noi câte rânguțe ai nevoie ca să folosești în etajul 3. Și lovitor de grație. Acum îl așezăm și pe tipul ăsta, tot pe colț. Și ne continuăm aceeași strategie. Bineînțeles, eliminăm ținta noastră, acest toxic. Și mai departe avem una bucata Frenzy pe care îl lăsăm acolo. Nu-l deranjăm. Avem un skill. Come on, come on, come on, dăm ceva bun. Topor, luăm pe ăsta. Cum ar fi să ne dea extra pocket? De bea aștept să-l văd. Extra pocket. Băieți, avem nevoie de extra pocket. Deci îți schimbă total jocul. Îți schimbă viața. Extra pocket-ul. GG. Bun. Aici. Mai avem și aici de curățat. Facem uite așa. Pam. Intrăm. Nu, măi, nu, măi, nu. Greșeala mea, băieți. Greșeala mea. Nu asta a fost intenția. Nu trebuia să deranjez pe acel Frenzy Giant. Asta înseamnă că trebuie să facem o mică resetare. Dar în drum spre resetare va trebui să bat acest toxic și acel spitter pentru că n-avem încotro. Ok? Hai să-i batem aici. Hai să-i batem aici pe ăștia doi. Așa. Până vine Frenzy Giant, eu zic că termin cu ăsta. Ups. Morcovei, 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 are 300 HP el, 300 mă frățioare, 300. Dacă ai un cleaver și dacă ai câteva atașamente bune pe el, poți să faci chiar mult mai ușor acest etaj cu cleaverașul, pentru că dai double hit, pentru că ai un blueprint care îți dă speed. Dar până acolo mai avem încă de așteptat.
Bun. Între timp, ne mulțumim cu rânguța. Bun, hai să resetăm etajul ca acel Frenzy Giant să se întoarcă înapoi. Am resetat etajul pentru că am făcut o mică greșeală acolo. Hai cu ocazia asta să luăm și cupoanele. Am deranjat un Frenzy Giant pe care nu trebuia să-l deranjăm. Hai să luăm și cupoanele. Pam, pam, perfect. Mai încă unul verde. Drăguț. Ne continuăm drumul. Cupoane, adunăm. Cupoane, cupoane, mai multe cupoane. Perfect, le-am luat. Urmează să dăm un hit pe crouch. Ne punem pe crouch. Merge perfect chestia asta, sau ce puțin mergea. Da, merge și acum. Merge chiar foarte bine. Eliminăm spitterul. Perfect. Luăm cuponul verde. Iar aici ar trebui să facem aceeași chestie. Trecem pe rânguță, punem niște morcovei. Trebuie să eliminăm pe tipul ăsta de aici. Ia, stai la ușa aici? Da, hai că stă. Ușurel, ușurel, Johnele, perfect, perfect. Dă-i, n-am mai mult răbdare, Johnele. S-a luat la bătaie cu ei direct. Bun, aici mi-ar plăcea să dau o criticală, după care să fug și să mă ascund de perete. Armurica mea este pe ducă, hai să schimbăm pentru orice eventualitate, pentru că vreau să dau o criticală și după aia să fug. Merge, domnule, merge. Și să-i batem pe toți la zid aici, să vedem dacă reușim, dacă se așează bine. Ok, până acum totul în regulă, hai să băgăm niște morcovei și să încercăm iarăși mai departe cu rânguța noastră veselă. Cum iese? Ia să vedem pe unde ne dăm damage, pe unde ne luăm damage. Ok, până acum cât de cât decent. Bine, ne luăm damage de la amândoi. Sau de la 1. Nu, cred că de la 1. Dacă ești un pic atent, se poate, fără probleme. Puteam să-i mut și în altă parte ca să, nu știu, să aleg un perete care să-mi convină mai bine, dar na, a mers și aici. Toată șmecheria asta în exercițiu. Hai să punem încă o rânguță, pentru că s-a mai dus încă o rangă. Cam angiunule. Dă-i broadere, s-a dus și rânguța aceasta. Pot mă să dau două hituri? Nu pot să dau două hituri, nu? Nu pot să dau un... Da, nu se poate. Nu se poate. Rânguța nu are aceeași viteză ca și un cleaver modat. Dar la atașamente nu putem să vorbim pentru că nu avem atașamente. Bun, aici ne trebuie așa, băgăm niște heal și haideți să mergem și să ne ocupăm de acest toxic pentru că avem unul pe hall. Cred că o să-l executăm aici. Cum facem asta? Simplu. Îi dăm o criticală, fugim la perete, perfect, rânguța la perete. Da, n-a fost o idee prea bună. Johnle, fugi! Fugi, Johnle, fugi, 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 fugi! N-a fost o idee bună, băieți! Nu faceți ca mine, băieți! Nu faceți ca mine! Fugi, Johnle, fugi! Am scăpat, băieți, am scăpat! Cât pe ce să o încasăm rău de tot! Dar n-a fost o idee prea strălucită. Nu asta a fost ideea inițială. Ideea a fost mai bună, dar în mintea mea a funcționat mai bine. Dar în practică aici mai prost. Hai să punem rânguța unde trebuie și să mai încercăm o dată. Amândoi dau pe rând. Cum facem? Hai, să încercăm. Merge. Ne luăm damage de la 1. Da, ok. Dacă ieșim doar puțin tel, se pare că merge. Normal nu trebuia să fie așa, dar așa a ieșit. Nu contează. 2000 XP. Băleu, ne dă o grămadă de XP dacă ați observat. Sau mi se pare mie. Sau era dublur acolo. Ceva n-a fost în regulă. Mi s-a părut cam mult XP pe acolo. Bun. Cred că erau 200 sau 2000. Nu mai știu. Cea, spuneți-mi și mie acolo în secțiunea de comentarii. Cât XP a fost acel zombie? Și cam asta a fost. Nu prea nimerește Johnela nostru. Și cam asta a fost. Bun. Hai că am ieșit bine. Am ieșit bine până la urmă. Mergem mai departe în drumul nostru. Aici, în camera asta, momentan nu intrăm. O să intrăm un pic mai târziu și o să vă arăt și cum intrăm acolo. Aici nu intrăm pentru că este un frenzy. La gardul electric mai așteptăm. Iar aici dăm pe rânguță. Pam, pam, pam. Perfect. Și deschidem ușa pentru că este important. O să-mi pun înapoi armurica aceasta mai stricată. Și trebuie să eliminăm și pe acest toxic care este în camera aceasta. Putem să ducem la gard aici? Da, se pare că merge. Acesta este ultimul nostru zombie pe care trebuie să-l eliminăm. După care adunăm frenzy și dăm pe calaș. Ok? Hai, ultimele hituri, Giunule. Cât descurci? Perfect. Ne place. Bun. Asta a fost, băieți. Asta a fost. Acum, rămânem pe armurica aceea stricată. Da, nu ne deranjează. Punem calașul care vroiam să punem. Niște morcovei heal am băgat. Și acum trebuie să-i adunăm pe toți. Grămadă. Cum facem asta?
ne plimbăm prin buncă. Sunteți gata? Am plecat, băieți. Come on, primul zombie. Primul Francis Giant luat, al doilea luat. Doar trebuie să ne plimbăm și să-i adunăm pe toți. O să-l folosim doar aici. Adunăm toți frenzii. Atenție cum merg eu, mergeți și voi, nu mergeți pe alt drum pentru că o să deranjați și pe ceilalți zombie și n-ai vrea să faci asta. Momentan îi vrei pe toți grămadă, dar în condițiile tale, nu cum vor ei. Bun, adunăm și pe aici încă unul, încă unul. După care îl luăm pe ăsta de aici și facem o mică pauză până ajung toți la noi grămadă. La perete, vedeți calașul meu prin perete? Se pare că da. Și acum așteptăm ca toți Frenzy Giant să vină la mine, ok? La perete. După ce îi strângem pe toți, mergem mai departe, mai avem încă doi pe care trebuie să-i adunăm. Bun, se pare că Frenzy Giant ai noștri au sosit. După cum vedeți, mergem mai departe acum și mai avem încă doi care de-abia așteaptă să ne vadă. Hai că de-abia așteaptă să ne vadă. Îi luăm și pe ăia și după aia începe distracția. Dar încă n-am terminat bunkerul, nu? Bineînțeles că nu. Mai avem încă două camere de deschis. Bun, ăsta ar fi unul. Și mai este încă unul în partea asta la altă. Dar voi deja știți asta. Bănuiesc că ce nu știți voi este cum putem să eliminăm toți zombii fără să ne luăm prea mult damage, să fie cât mai ieftin și să fie cât mai ușor. Se pare că mai ușor nu știu dacă există, dar există fan cu resurse, cu răbdare și cu melee. Da, mă rog, sau cu un Kalashnikov. Băieți, băieți, aici, aici, la mine. Băieți, sunteți gata? Ok, hai să dăm drumul la bătălie. Cum au apărut pe radar, le-am și bubuit, i-am și bubuit, come on, come on, come on. Bam, prima bubuială. Mergem mai departe la următorul perete și anume aici. La fel, așteptăm să vină, dar între timp suntem atenți la activ skill-ul care se încarcă. Trebuie să avem grijă să fie full și după aia să fugim, să tragem, pentru că altfel ne luăm în preză. 5 hours later. Se pare că s-a încărcat activ skill-ul nostru și acum nu plecăm în stânga nici în dreapta, plecăm în sud spre nord, știți ce zic? Haideți să vă arăt ca să putem da bubuiala. Băgăm sus aici viteză, dăm bubuiala și mergem după perete ca să dăm a treia bubuială. Trebuie să dăm câte? Una, două, trei, patru, cât că patru bombe trebuie să dăm. Da, patru bombe. Sau nu, cinci bombe, stați un pic, cinci bombe trebuie să dăm ca să îi omorâm pe toți. Am dat la un perete, a doua, acum o să fie a treia, a patra o să fie chiar aici lângă, la următorul zid. Deci da, după 77 de ore, se pare că s-a încărcat. Și acum fugim înainte, așteptăm pe băieți să treacă linia roșie și bam, bubuim. Îi ducem cât mai mult încoace, că ne interesează, după care o luăm frumușel pe lângă perete și așteptăm iarăși să se încarce activ skill-ul pentru a patra oară. Butonul este pe culoarea neagră. Habar n-am dacă s-a încărcat, dar știți ce? Testăm, frate, testăm. Bun, îmi iau avânt și o iau la fugă. Am plecat, băieți, am plecat. Sper că s-a încărcat ăla, că e pe negru. Este pe negru și nu văd. Da, s-a încărcat. What? Ce a fost asta, că nu înțeleg? Stai un pic, nu trebuia să... Îmi dă cu eroare. Nu trebuia să fie încă un shot? Pentru că tot timpul știu că erau 5 shoturi. Trebuia să ajung la altă perete ca să... Da, nu știu ce s-a întâmplat acolo. O să ne uităm cu toții pe video. O să mă uit și eu. Hai să adunăm cuponașele acum roșii, galbene. Mă interesează alea galbene și alea roșii. Dar le luăm pe toate, tot ce găsim. Și vom merge mai departe. Am urcat până sus. Ne-am lăsat toate itemele acolo. Bine, acum... Pentru că am coborât înapoi, am zis să o luăm pe partea aceasta, să verificăm și cuferele, bineînțeles, sau dulapurile, mai bine zis. Aici avem dulap. Tot ce găsim, luăm cu noi, pentru că nu se știe că nu să avem nevoie. Deci luăm fiecare dulap la purificat și mai avem încă două camere pe care trebuie să le curățăm. De fapt, știți ceva? Trei, pentru că și ultima cameră trebuie curățată. Da, trei camere. Nimic, pe bune, mă, nimic aici. Bun, mai departe, următorul dulap. Zim că avem ceva bun. Un cupon roșu ar fi idee foarte bună să găsim aici. Da, galbene, e regulă și asta. Cu ocazia asta am verificat și cupoanele. Se pare că da, putem deschide cupoanele galbene. Să vedem ce avem noi aici. Este o cameră foarte bună, cu loot bun de obicei. Să sperăm că și de data asta o să iasă bine. Ia să vedem. Zim că am ceva bun. Perfect. Spray-ul cred că nu am nevoie de el. L-arunc. Bine, nici măcar de lanterne n-am nevoie. Mai bine iau macetuța aceasta.
Perfectă. În sfârșit găsim și noi ceva melee. Vă spuneam că se găsesc arme melee. Uite că am început să le găsim și noi. Și rânguțe se mai găsesc și cleavere se mai găsesc. Baterie. Cred că aș lua bateria aceasta pentru că e importantă pentru cupru, dar și ceva, cred că o facem așa un schimb. Ball bearings de alea mai găsim noi. Bun, aici avem o cameră care este încuiată. De fapt nu e încuiată camera, avem cufărul încuiat. What? Avem deja acces la așa ceva? Cum? De unde? Stai că nu înțeleg. Nu mai contează. Am găsit ce căutam și anume un cliveraș melee. Hai să aruncăm asta. Aluminiu cred că nu mă interesează. Iau buții. Sau poate mă întorc după aia și iau restul. Avem și un skill. Ia să vedem. Dă-mi un... viața mai mare cu 16. Cred că iau viața, pentru că bănuiesc că e mai importantă viața, adică, da, cred că e mai importantă viața. Că avem 116 la viață. Bun, mergem mai departe, aici avem ceva apă și mâncare, probabil că nu mă interesează. Următorul cufăr, îl lutăm și pe ăsta. Ce găsim? Cupon roșu, ne place. Mai departe, următorul cufăr, mai dăm cupoane roșii și poate deschidem și un cufăr din cupoane roșii. Ne place încă o macetuță. Cred că să aruncăm asta. Perfect. Deci loot-ul este foarte bun, cel puțin la început, când ești începător, loot-ul este foarte bun. Luăm tot ce găsim. Verde, back-uri nu mă interesează, mergem mai departe. Și următorul chest, zim ceva bun. Cred că o să le iau, o să cobor după ele, dar după. Momentan nu. Ok, bun. Avem o cameră aici pe care trebuie să o curățăm. Și probabil că o să o curățăm acum, zic eu. Hai să o curățăm. Ca să-ți vină mai ușor, pentru că sunt foarte mulți acolo, va trebui să încercăm să luăm pe rând. Cum facem asta? Haideți că vă arăt. Sper să-mi iasă. Dacă nu-mi iese, asta e. O luăm la fugă și o rezolvăm altfel. Deschidem camera, plecăm de aici și ne întoarcem și venim undeva în zona aceasta. Vedeți? Pe acest culoar negru, primul, și așteptăm să vină zombie la noi. Așa, și după cum vedeți, vin la noi, dar vin mai puțin pe partea cealaltă. Asta înseamnă că putem să ne batem cu ei acolo. Jonel, ajută-mă. Dă-i, Jonel. Bine, acum pentru că toți au început să vină la mine, nu mai îmi convine, mai bine facem o manevră ca asta. Dar de multe ori ei vin pe rând, vin câte unul, câte doi și atunci e mult mai ușor. Nu știu în cine dau, dar se pare că a mai căzut unul. Deci e bine. Next. Se pare că a mai căzut încă unul. Ne apropiem. Mai cade unul. Perfect. Și au rămas doar cu doi. Am rămas și fără rânguță. Ok, hai să luăm această macetuță. Să vedem de ce este în stare. Băieți, ia veniți mai aproape. Opa, prea aproape. 30 damage. Perfect, așa da. Așa da. Numai că nu avem așa de multe macete. Da, folosim ce avem, dar acum ne place. Damage este superb. 30, perfect. Come on, dă-i damage. Mai dă-i încă una. Am încă un hit și s-a dus băiatul nostru. Și a rămas ultimul toxic, după cum vedeți, o cameră full cu zombie. Se poate curăța foarte ușor. Bine, relativ, știi ce zic? Dar se poate. Se poate așa sau bine, poți să și altfel, nu neapărat în metoda aceasta. Stați un pic, hai să luăm rânguța. Nu merită să schimbăm, să dăm încă un shot de macetă pe tipul ăla. Bun, lutăm mai departe. Ne-a rămas încă o cameră și camera din capăt. Și cam ăsta a fost etajul 3. Un pistol, luăm pistolul. Mai departe, opa, Junel, nu poți să treci pe acolo, mă frățioare. Bun, avem acest chest, lutăm și pe ăsta. Iar după ăsta, opa, luăm tot. Iar după asta, haideți să vedem cum facem aici. Aici ar merge să mergem să dăm una bucata criticală. Eu zic că ar merge. Ia să încercăm. Măcar la un zombie să dăm. Așa, să dăm lui ăsta. Merge. Perfect. Iar la următorul cred că nu o să meargă. N-am luat arma care trebuie. Hai să luăm maceta. De fapt, maceta era bună în altă parte, dar momentan luăm pe asta. Și probabil că o să mă vadă, nu? Tot timpul mă văd ăștia. Nu m-a văzut, pe bune? Nu m-a văzut, mă? Îi dăm criticală și fugim. Deschidem ușa și stăm, facem wall trick. Hai că facem wall trick. Nu acolo. Fugi. Putem să facem wall trick aici? Categoric, da. Bun, și acum ne întoarcem înapoi la macetuță.
Și începe distracția noastră. 30, 30, s-a dus, next. Și ne-a rămas, după cum vedeți, ultima cameră pe care o curățăm imediat și pe asta. Bun, hai să lutăm mai întâi aici. Deci se poate, luăm înapoi rânguța. Se poate, se poate, se poate, se poate. Bun, luăm cuponul. Ați obiectat că aici mai am încă un cupon aici, verde probabil. Nu, galben, bun. Și mai avem încă un cupon aici. Și haideți să mergem la ultima cameră pe care să o curățăm și să încheiem acest capitol cu etajul 3 din Bunker Alpha. Am găsit încă o macetuță. Oh, da, ne place asta. Și aruncăm cheia deocamdată. Bun, și acum, ca să îi batem pe tipii ăștia, mai întâi trebuie să-i adunăm grămadă în felul următor și după aia să încercăm să dăm wall trick, câte unul trebuie să cadă. Ba, atenție la heal, probabil că-ți mai iei și tu niște damage dacă nu te sincronizezi bine cu ei. Primul cade, a căzut primul, a căzut al doilea. Bine, mai sunt câțiva pe acolo. Hai, Junel, hai că poți. Și încă unul a căzut. Și mai sunt cât că doi, așa-i? Mai sunt doi? Cât că mai sunt doi, niște morcovei. Și știi ce? Hai să mergem YOLO, ia vin încoace. YOLO, frate. E final, ultimii doi și că ultimul zombie, GG. Cam ăsta a fost etajul 3, după cum vedeți, se poate face cu arme melee. Am folosit un Kalashnikov pe care l-am găsit în chestul din cupoanele roșii pe care le-am deschis cu ceva timp în urmă, cât că avem videoclip pe canal. Opa, avem și niște buți. Mâncăm pe ăsta și iau buți, pentru că sunt importanți. Cam asta a fost, dragilor. Dacă v-a plăcut episodul acesta, nu uitați că se încheie cu un opening, adică cupoanele galbene. Dar până atunci, un like, un subscribe, știți voi. Bun, hai să vedem ce avem noi pe aici. Eu deja am adus o parte din itemele care mă interesau, adică cupoanele. Avem 39 de cupoane și hai să deschidem acest frumos chest, 25 de cupoane galbene și deja suntem pe plus. O să avem două arme, armuri bune, deci GG. 3 de 1, l-am deschis, băieți. Chiar nu mă așteptam la asta. Da, la început sunt cam dudu pentru că dau foarte mult miss, dar sunt bune totuși, sunt bune. Armurica ne interesează și restul resurselor ne interesează. Da, bun, cutiuță bună. Bun, dragilor, ne oprim aici. Acesta a fost al doilea tutorial din Bunker Alpha, etajul 3. Asta a fost, avem și etajul 4 pe care probabil că o să-l vedem într-un episod viitor, ok? Ca de obicei, eu am fost Armageddon, gazda voastră, până de viitoare vă zic shalom! Pa, pa, băieți! Redemption.